Bună ziua, dragilor! Eu sunt Georgian, iar astăzi discutăm despre metropole americane. America este continentul cu cel mai ridicat grad de urbanizare, peste 80%. Conform World City Population, în 2021, de pe continentul american, 11 orașe aveau o populație care depășea 5 milioane de locuitori. São Paulo, Mexico City, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Bogotá, Lima, New York, Santiago de Chile, Toronto, Belo Horizonte și Guadalajara. Eu am localizat aceste orașe pe hartă cu ajutorul Google Earth Pro. Dintre acestea, 4 sunt localizate în America de Nord: Toronto, New York, Guadalajara și Mexico City. Și 7 în America de Sud: Bogotá, Lima, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Santiago de Chile și Buenos Aires. Vă invit și pe voi să le localizați pe hartă. Majoritatea metropolelor americane au o structură stradală geometrică, clădiri foarte înalte numite și zgârie nori sau skyscrapers și cartiere mărginașe sărace. São Paulo este cel mai mare oraș din emisfera sudică, ocupând locul 14 în topul celor mai globalizate orașe din lume. În São Paulo se află muzei importante, cum ar fi Memorial da America Latina sau Muzeul Limbii Portugheze. Tot aici se organizează evenimente cunoscute, cum ar fi Bienalul Internațional al Artei, Marele Premiu al Braziliei la Formula 1 și São Paulo Fashion Week. Mexico City sau Ciudad de México a fost în cea mai mare parte a sa de astăzi ocupată de orașul precolombian cunoscut sub numele de Tenochtitlan, capitala Imperiului Aztec. Altitudinea medie a orașului este de 2240 de metri deasupra nivelului mării. Orașul a fost devastat în 19 septembrie 1985 de un cutremur cu magnitudinea de 8,1 grade pe scara Richter, care a ucis circa 10.000 de persoane, potrivit cifrelor oficiale, și peste 30.000 conform unor surse neoficiale. Buenos Aires este localizat pe malul vestic al estuarului Rio de la Plata, pe coasta de sud-est a continentului sud-american. Populația sa este formată în general de argentinieni de descendență spaniolă sau italiană, însă există și comunități importante de arabi, evrei, armeni și coreeni. Buenos Aires este o destinație turistică de top și este cunoscut pentru stilul arhitectural european și bogata viață culturală. Acum vă propun rezolvarea următoarei sarcini de lucru. Accesați site-ul sau aplicația Cetera și rezolvați hărțile: America Centrală și de Nord orașe, America de Sud orașe. Adăugați în secțiunea de comentarii acestui video scorul și timpul obținut. Vă doresc succes! Dragilor, eu vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea noastră întâlnire, vă spun sănătate și succes!